Serviciul Fiscal și Vama au adus în bugetul țării de la începutul anului 45,1 miliarde de lei. Veniturile obținute în special din impozite, taxe și proiecte finanțate din exterior au înregistrat o ușoară creștere. Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie încasări la bugetul public național de 29,1 miliarde de lei. Cifra este cu 1,2% mai mare decât în perioada similară a anului 2019. Potrivit datelor oficiale, cei mai mulți bani, 12,3 miliarde de lei, au ajuns în bugetul de stat. 10,3 miliarde au fost încasate de fisc pentru bugetul asigurărilor sociale, iar în fondul asigurărilor obligatorii medicale au fost acumulate 3,5 miliarde de lei. De asemenea, de la începutul anului, 3 miliarde de lei au ajuns la primării și autorități raionale. În perioada ianuarie-august și serviciul Vamal a înregistrat încasări de 16 miliarde de lei. Instituția anunță că doar pe parcursul lunii trecute au fost perfectate peste 43.300 de declarații vamale și constatate 338 de abateri. Cele mai frecvente încălcări ale legislației se referă la depășirea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mașinilor cu numere străine, depășirea perioadei de tranzitare sau depunerea cu abateri a declarației vamale. Tot în perioada vizată au fost întocmite 240 de procese verbale și date amenzi în sumă totală de 913.000 de lei.